Regulamentul de funcționare a piețelor și a târgului săptămânal al municipiului a fost supus dezbaterii publice pe site-ul primăriei Târgoviște. Proiectul final nu a fost însă pe placul consilierilor locali, care au dezbătut mai bine de 30 de minute în jurul orarului de funcționare. În final, hotărârea a trecut de consilier după amendare. Primul amendament aprobat le-a oferit întâietate la aprovizionare producătorilor, iar cel de-al doilea a decis ca orarul de funcționare să fie de luni până vineri dimineața de la ora 6 la ora 8, iar după masă în perioada aprilie-septembrie de la ora 17 la ora 20, iar în perioada octombrie-martie de la ora 17 la ora 19. Odată cu acest amendament s-a schimbat și orarul de funcționare al piețelor pentru perioada octombrie-martie, acesta fiind mărit cu o oră de la ora 18 la 19, pentru a permite comercianților să se aprovizioneze corespunzător. În acest moment, Târgoviște are 6 piețe, din care 5 funcționale și un târg săptămânal.